Sindromul scrotal acut definește inflamația unui hemiscrot în plină stare de sănătate și se manifestă prin tumefacție, durere, roșața tegumentelor și căldură locală. În acest sindrom scrotal acut sunt incluse următoarele entități clinice. Cea mai frecventă este torsiunea de hidatidă. Hidatida este un vestigiu din viața embrionară care se află situată la polul superior al testiculului. Are aspectul unui mic apendice care are un pedicul care îl hrănește, deci niște vase de sânge care îl hrănesc. Și dacă ea se răsucește, putem să ne imaginăm, ca să ne reprezentăm mai bine, o cireașă care se răsucește în jurul propriei cozi. După ce codița aceea s-a răsucit, fructul se usucă. Exact așa se întâmplă și cu această hidatidă. În momentul în care ea se răsucește, se produc tulburări de vascularizație, ea nu mai este hrănită și prin procesul de ischemie urmat de procesul de necroză, se va distruge. Organismul se comportă față de ea ca față de un corp străin, nu-i mai este propriu și atunci apare o reacție inflamatorie cu o hipersecreție și cu o îngroșare a elementelor care formează scrotul. Nu este o boală gravă, dar produce un disconfort destul de marcat copilului. El nu poate să se deplaseze ușor, nu poate să se miște ușor. Nu afectează testiculul, însă rezolvarea este chirurgicală și constă în extirparea acestei formațiuni. Mai puțin frecvent, dar totuși de luat în seamă, pentru că spre deosebire de prima afecțiune pe care am prezentat-o, aceasta va fi oarecum grefată de niște consecințe foarte însemnate. Este vorba despre torsiunea de testicul. Este improprie denumirea, nu se torsionează testiculul, nu se răsucește testiculul, se răsucește de fapt cordonul spermatic format din vasele de sânge care hrănesc testiculul, din nervii care îl inervează și din canalul spermatic. Tot din cauze necunoscute, au fost multe cercetări care au vrut să explice ce anume determină această torsiune, se produce răsucirea acestui cordon spermatic. Prin răsucirea lui, de această dată, se întrerupe circulația prin vasele de sânge care hrănesc testiculul. Deci, de data aceasta, vorbim despre ischemia care va duce la necroza testiculului, un organ foarte important în viața individului de sex masculin. Dacă diagnosticul nu se pune în primele ore de la producere, organul nu mai este viabil și va fi necesară extirparea acestuia sau oricum, dacă nu se extirpă, el nu va mai fi funcțional. Deci este foarte important de stabilit momentul de debut, dacă este vorba despre o torsiune de testicul sau este vorba de o torsiune de hidatidă, pentru că vedem bine, consecințele sunt cu totul altele și mult mai importante. Dacă despre torsiunea de hidatidă puteam să spunem că simptomatologia nu este prea zgomotoasă, la torsiunea de testicul simptomatologia este realmente zgomotoasă. Copilul se prezintă cu o durere abdominală violentă care apare în plină stare de sănătate. Sunt copii care stăteau și lucrau la calculator și brusc au această durere sau chiar în timpul somnului. Și la început, local, nu se observă nimic. Abia în orele următoare apare și tumefacția testiculului și durere la nivelul acestuia.
Încă un semn care trebuie subliniat este că acea durere violentă abdominală de multe ori se însoțește și de vărsături. În momentul în care un copil de sex masculin, în plină stare de sănătate, prezintă brusc aceste simptome, trebuie să luăm în calcul posibilitatea torsiunii de testicul și părinții să se prezinte cu el la medic, iar medicul să se gândească la acest lucru. Copilul trebuie spitalizat, ținut sub observație, dacă avem o oarecare nesiguranță la început, pentru că este foarte important, așa cum spuneam, momentul operator. Dacă intervenim la timp, în primele ore de la producere, tratamentul este foarte simplu. În cadrul sindromului scrotal acut, mai avem de discutat despre edemul scrotal acut idiopatic, care reprezintă un fenomen alergic de obicei, generat fie de o înțepătură de insectă, fie de un alt alergen. Este greu de stabilit și de cele mai multe ori rămâne necunoscută cauza care îl produce.